început într-o dimineață când am ieșit afară și mi-am dat seama că plouă. Și nu numai că ploua, mi-am dat seama că nu m-a trezit să cu 3 ore mai devreme să plec la serviciu. Deci la ora 5, școlac peste pupă să n-am venit și eu botan ce picioare. Și mă trezesc că eram în șosetele de lână și prin baltă. Ploua. Ploua foarte tare afară. Mă duc, alerg, asta e. Am zis, bă, sigur, nu pisez, m-a ciupit. Merg, alerg către autobuz și încolo, ce să vezi? Nu era niciun autobuz, era o sanie. Pentru că... mi-am dat seama că nu era de fapt o sanie, era un drink. Și cu un coșuc. Și mi-am dat seama că poate fi ultima mea șansă de a lua... Trebuie să ajung la serviciu. Acum am ce face, trebuie să iau primul venit, primul sosit. Și m-am dus acolo, n-am stat. A fost destul de ok, adică m-am așezat puțin inconfortabil când era pe mării mea. Dar mergând, mi-am dat seama că e exact mării mea de care aveam nevoie. 13 centimetri. Și mi-am dat seama că 13 centimetri capacul, adică atât aveam eu de la mâinea. Și am zis, mă, pot să respir până la muncă, adică n-am nevoie de mai mult, cu oxigene destul și oricum știam că fac vreo 10-15 minute până la serviciu. Asta făceam în mod normal cu autobuzul, dar cu drink-ul, mai zic, hai să vedem. Și nu stăteam în liniștea mea în coșciuc și audă un sunet. Zice, pisici, o fi aici. Și deschid capacul. Și deasupra capacului zgâlția, făcea pisică, cumva, cred că era o pisică celui care fusese înainte, mă știu, poate era doar de respectiv. Și am zis, mă, să vezi acum și pisica și numărul 13. Și pisica asta avea aici la gât, așa o sticluță mică. Asta o fi un semn. Deci 13 pisică și cu sticluță, sigur o fi un semn. Și zic, hai să încerc, poate mie mi-e predestinată. Iau aia și am zis, țuică, frate. Pe bune, dar de-aia te-ai zis foarte bine. Băi, să vezi, acum, sigur, acum mi-am dat seama că la serviciu nu am cum să ajung. E să vedem ce se întâmplă acum. Eu care mă gândeam că trebuie să ajung la muncă, na, dar cum mă duc așa la muncă, beat? Băi, trebuie să beau apă. Deci, na, cum să beau apă? De unde beau apă? În timp ce mergeam, când am numai hopuri, eram pe undeva prin Florești, că sunt mahocuri, sunt acolo și străzile de foarte bune. Și mi-am dat seama, trebuie să oprim la prima oprire. Mă dau jos și cu apă. Mă dau jos, la pisică, în stânga, da? Așa, paharul în dreapta, asta cu frica în dreapta. Și mi-am zis, hai să beau și apă. Și am băut apă din partea și am ajuns și m-am trezit.